Consider că avem o responsabilitate pentru ei. În momentul de față nu există încă voința între majorității cetățenilor din Republica Moldova pentru o unire și cred că România are partea ei de responsabilitate. De multe ori banii pe care România i-a trimis către Republica Moldova cu cele mai bune intenții au ajuns în buzunarele unor oameni pe care cetățenii din Republica Moldova îi consideră nepotriviți și există această asociere între corupție și România, nefericită.